Transport metropolitan pe ruta Brașov-Cristian și retur de la 1 ianuarie 2019. Pe acest traseu vor circula două autobuze de ultimă generație, iar la orele de vârf va fi introdus cel de-al treilea mijloc de transport în comun. Va circula linia 110, care va face legătura între capătul de linie de la fostul stadion municipal din Brașov cu localitatea Cristian până la cartierul Tineretului. Vor fi mai multe stații pe parcurs. Costul unui bilet va fi de 2,50 lei. Diferența până la costul real al biletului va fi suportată de către primăria Cristian. Locuitorii comunei Cristian vor beneficia de aceleași facilități pe care RAD le oferă și brașovenilor. De asemenea, reprezentanții primăriei Cristian vor oferi la cerere fiecărui locuitor un card cu 4 călătorii gratuite. Vorbim de transporturi gratuite pentru pensionari, de asemenea pentru elevi și pentru persoane cu handicap. Urmând ca ulterior, în funcție de cerințe, să ne putem pria și pe alte facilități pentru alte categorii de persoane. Prețul unui abonament va fi de 85 de lei. Autobuzele vor circula la interval de 30 de minute. În timpul săptămânii, prima cursă va fi la ora 5 și 20 de minute, iar ultima la 22 și 50 de minute. În weekenduri, în vacanțe și în zilele de sărbători legale, mijloacele de transport în comun vor circula între orele 6 și 22:30.